După ce s-a spus că Silvia Dumitrescu i-ar fi spart casa Didei Drăgan, mare artistă reacționează. În exclusivitate, Silvia Dumitrescu face lumină în așa zisul triunghi amoros și spune care este de fapt relația dintre ea și Dida Drăgan, dar și relația dintre copiilor. Florin era întrupa holograf când noi ne-am îndrăgostit și am fost plecat și împreună în Olanda. Practic acolo ne-am locodit. A fost foarte frumos tot ce s-a întâmplat între noi, foarte curat, foarte frumos. Eu de la bun început am fost de acord cu trecutul lui și îl iubesc foarte mult pe băiatul cel mare al lui Florin. Sunt în relații foarte bune și cu Dida. De fapt, relația dintre Dida Drăgan și soțul dumneavoastră se și încheiase de mulți ani. Da. Când l-ați cunoscut dumneavoastră. Exact, cu trei ani înainte se consumase relația lor, dar mă rog, e treaba lor, e problema lor. Eu l-am luat pe el cu trecutul lui cu tot. În perioada asta de timp el a avut și alte... ca să zic așa, prietenii apropiate și e trecutul lui, e problema lui, astea nu se pun în discuție, așa cum și eu am fost măritată înainte să mă mărit cu Florin și am avut trecutul meu, deci eram doi oameni maturi, nu-mi construiesc un viitor de cuplu pe suferința cuiva, deci nu, dacă el nu era liber și nu era cum să spun eu, cu lucrurile personale aranjate, eu nu m-aș uita la el, crede-mă. Deci eu nu am, n-am suportat niciodată chestia asta. Și pe vremea când eram singură, nu umblam cu bărbați însurați sau cu, nu, niciodată. Noi avem 25 de ani de, 26 facem acum, 26 de ani de căsătorie. Da. Și n-am avut niciodată probleme. Nu i-am spart casa Didei Drăgan și dimpotrivă, noi suntem relații foarte bune. Copiii noștri se iubesc, se întâlnesc săptămânal cu soțul meu, stau la grătar, stau, mănâncă, beau o bere, vorbesc între ei. Soțul meu merge tot timpul pe la Sisi, mă rog, asta e porecla băiatului cel mare, Florin, de fapt, îl cheamă, și Florin Junior, și pe băiatul meu îl cheamă Iulia. Noi ne înțelegem și suntem o familie unită. Chiar copiii noștri sunt bine, mersi, se împacă, toată lumea e bine, mersi. Eu nu știu de unde au apărut chestiile astea.